În fiecare zi, oamenii pleacă de acasă dimineața. Ei umplu străzile, mașini, camioane, pietoni și chiar biciclete și alte mijloace de transport își încep călătoria către undeva. Te uiți vreodată la oamenii din jurul tău și te întrebi câți dintre ei îl cunosc pe Iisus, dacă privim întreaga lume. Aceea scenă are loc în orașe și sate în fiecare țară. Dacă am putea să-i vedem pe toți acești oameni, ne-am întrebat câți dintre ei îl cunosc pe Iisus. Să privim la lumea noastră de astăzi. Câți dintre oameni îl cunosc pe Iisus? Astăzi există aproximativ 7,5 miliarde de oameni pe această planetă. Creștinii sunt o treime din acest număr, ceea ce înseamnă că două treimi sau aproximativ 4,5 miliarde de oameni nu-L cunosc pe Iisus ca mântuitor al lor. De ceva timp, multe denominațiuni creștine vorbesc despre fereastra 1040, ca despre un dreptunghi imaginar care include zona cea mai puțin atinsă de Evanghelie. Dacă îți imaginezi harta lumii, fereastra 1040 merge de la 10 la 40 de grade latitudine nordică și se întinde din nordul Africii până în Asia. Ea include Orientul Mijlociu, India și Asia de Sud-Est. Deși este o mică parte din lume, este foarte populată. Aproape 60% din populația lumii trăiește aici. În mod tradițional, această regiune este casa unora dintre cei mai săraci oameni din lume și este și casa majorității religiilor mondiale, incluzând iudaismul, hinduismul, budismul și islamul, ale căror credincioși alcătuiesc majoritatea populației. Există și mulți oameni care nu au vreo religie. Există mai mult de 5800 de grupuri de oameni neatinse în fereastra 1040. Aceasta înseamnă aproximativ 3 miliarde de oameni. Fereastra 1040 este și casa unora dintre orașele care cresc cel mai rapid. Oamenii inundă marile orașe cum ar fi Mumbai, Tokyo, Jakarta, Casablanca și Beirut, unde pot găsi serviciu. În timp ce cresc, aceste orașe își îmbunătățesc infrastructura, educația și dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, aceste orașe nu doar cresc, ele se și îmbunătățesc. Ca în orice oraș, există și zone unde oamenii se luptă să supraviețuiască. Când se gândesc la misiune, majoritatea oamenilor se gândesc de obicei la sate îndepărtate. Oamenii încă locuiesc la sate îndepărtate, dar tot mai mulți oameni se adună în orașe și putem spune că satele au devenit verticale. Aceste sate verticale sunt cunoscute și ca blocuri. Numărul oamenilor dintr-o clădire de apartamente este egal sau mai mare decât cel al oamenilor din multe din satele mici. Indiferent dacă recunosc sau nu, blocurile de astăzi încep să-și accepte rolul lor de sate. Multe complexe de apartamente au un etaj sau două, de obicei aproape de sol, care găzduiesc magazine și restaurante, un fel de centru al satului. Așa că oamenii care locuiesc în aceste clădiri fac parte dintr-o comunitate a apartamentelor și pleacă foarte rar din satul lor, în afară de mersul la serviciu. În țări precum Indonezia, membrii bisericii lucrează la plantarea de noi biserici în aceste sate verticale. Unii chiar au înființat mici centre urbane de influență pentru a oferi un punct de conexiune pentru adventiști și oamenii din aceste comunități. Rugați-vă pentru oamenii din fereastra 1040, mai ales pentru cei din satele verticale de aici, și rugați-vă și pentru misiunea din această frontieră extrem de provocatoare. Vă mulțumim pentru darurile voastre misionare care ne ajută să influențăm viețile oamenilor din fereastra 1040.